Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan. Bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Platforma de la Petromidia a luat foc din nou. Incendiul a izbucnit la instalația de distilare a motorinei. A fost activat planul roșu și au intervenit pompierii din 4 județe. Cristian Popescu Piedone este liber după un an și jumătate de închisoare. Vrea să se întoarcă la primăria sectorului 5. Și la grădinițele din capitală, părinții fac nopți albe, vor să prindă un loc pe timpul verii pentru copiii lor. Rafineria Petromidia a luat foc din nou. De această dată, incendiul a izbucnit la instalația de distilare a motorinei. Un fum gros s-a ridicat pe cer și a fost vizibil de la kilometri distanță. A fost activat planul roșu și pompierii din 4 județe au ajuns acolo urgent. Unul dintre ei a fost rănit. Scenariul este parcă tras la Indigo. Acum 2 ani, o conductă fisurată a dus la o explozie urmată de un incendiu. 2 angajați au murit atunci și alți 4 au fost grav răniți. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Iar se va scuti. Anul trecut la fel. Da, știu, au murit și oameni. Alerta a fost dată în jurul orei 15. Localnicii au auzit o explozie la rafineria Petromidia. Imediat a izbucnit incendiul. Când s-au auzit sirenele, ne-a scos NTSM-ul, ne-a scos afară. În 2 minute nu mai era nimeni în șantier. Ne-au scos. Când am ieșit din șantier, s-a auzit cea mai mare explozie și după aceea și flăcări. Păi am auzit că s-a luat foc acolo, a bubuit. S-a anunțat să ieșiți sau cum? Ani, s-a spus. Cine v-a anunțat să ieșiți? Care avem la protecția muncii. Ni s-a zis să ieșim afară. Fumul dens și gros s-a văzut până pe plaja din Năvodari. Turiștii s-au speriat. De ce e frate acolo, mamă, frate? Am mai mult ca sigur s-a întâmplat ceva, că e de naibii că murim aici, ne intoxică ăștia. A fost activat planul roșu de intervenție. 5 autospeciale de stingere și 5 de smurd au fost solicitate. Pompierii au fost chemați din timpul liber, iar pentru a întări forțele au fost solicitați pompieri din Călăraș, Ialomița, Tulcea și București. Incendiul a izbucnit la instalația de hidrocracat. Nu au fost identificate victime. Avem informații că au fost 3 angajați pe instalația de hidrocracat care, din fericire, se pare că s-au autoevacuat atunci când a avut loc explozia. Principalul este că până în momentul de față nu sunt victime. Rămâne de văzut de ce totuși sunt atât de dese incidente aici. În zona Mamaia, Năvodari, pompierii au transmis un mesaj prin RoAlert și au cerut oamenilor să evite zona și să lase cale liberă echipelor de intervenție. Fajul CBRN a efectuat măsurători la fața locului, iar până la această oră nu au fost identificate măsuri peste limita normală care ar putea pune în pericol populația. Am discutat cu șeful gărzii de mediu și cu șeful agenției de mediu. Nu au înregistrat modificări semnificative ale parametrilor, nici măcar nu au fost creșteri, benzen, toluen, particule respirabile, toate cele 5-7 elemente pe care le măsoară stațiile respective. După aproape 4 ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să stingă incendiul, iar planul roșu de intervenție a fost dezactivat. Un pompier a fost rănit în timpul intervenției. În urmă cu doar o lună, pe 13 mai, un bărbat și o femeie angajați la Petromidia au murit după ce au căzut într-un bazin cu azot. Pe 2 iulie 2021, o conductă fisurată a dus la o explozie urmată de un incendiu. Atunci, 2 angajați și-au pierdut viața. Una dintre victime a murit pe loc în urma suflului exploziei, iar cealaltă a decedat 11 zile mai târziu. 4 oameni au fost grav răniți. 2 dintre ei au ajuns în Germania pentru îngrijiri. Cristian Popescu Piedone este un om liber. Înalta Curte de Casație și Justiție a luat decizia eliberării după ce fostul primar a petrecut după gratii un an și jumătate, adică un sfert din pedeapsa primită în dosarul colectiv. A fost achitat pentru abuz în serviciu, decizia este una definitivă, iar legea îi permite să-și reia oricând funcția de edil al sectorului 5. De altfel, Piedone a și spus după eliberare că se va întoarce cu siguranță la primărie. Unul dintre patronii clubului colectiv, un pirotehnic și 2 pompieri rămân în continuare după gratii. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
Pierdusem speranța, dar nu pierdusem speranța în Dumnezeu. Am spus în altei curți de casație și justiție, la ultimul meu cuvânt, că mai sus de această treaptă a justiției din România există decât Dumnezeu. La Dumnezeu eu m-am rugat. Asta a spus Cristian Popescu Piedone în primele clipe de libertate, după un an și o lună de închisoare. Afară l-au așteptat fiul, mai mulți angajații primăriei și susținători. Există o speranță în România pentru dreptate. V-am mai spus-o și la început, v-am spus-o la început, vă spun și acum. În 30 de ani de administrație, să-mi zică mie orice politician din România, din lume, că-i fată mare. Nu, nu există. Fiecare cu păcatele lui. Eu am vrut de la început să răspund pentru păcatele mele. Din păcate am răspuns pentru altcineva. Puterea exemplului, Piedone nu a murit, doar puțin s-a odihnit. În luna mai a anului trecut, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pe Cristian Popescu Piedone. Acum, după decizia înaltei curți, el își poate relua funcția câștigată în 2020. Potrivit legii, Cristian Popescu Piedone își poate relua funcția de primar al sectorului 5 fără nicio restricție. Potrivit Prefecturii București, condamnarea sa a fost desființată, iar toate efectele acestei condamnări au fost desființate retroactiv. Așadar, Prefectul Capitalei va semna ordinul de repunere în funcție a lui Cristian Popescu Piedone. Rămân însă la închisoare patronul clubului, condamnat la 11 ani și 8 luni cu executare, dar și cei doi pompieri ISU care au verificat clubul, dar nu au luat măsurile legale, condamnați la 8 ani și 8 luni de închisoare. Întoarceți la primărie? Păi cu siguranță da, dacă n-au făcut alegeri, ce să fac? Scaunul e liber, trebuie să mă întorc. Piedone a fost acuzat inițial că a semnat autorizațiile de funcționare a clubului colectiv, cu încălcarea prevederilor legale legate de securitatea la incendiu și că nici nu a respectat dispozițiile care fac referire la controlele care trebuie făcute după emiterea autorizațiilor. Decizia înaltei curți îl achită însă de acuzația de abuz în serviciu, motivând că faptele nu există. Dacă ar fi să ne luăm după justiție, toată lumea și-a făcut datoria, nu? De fapt, nu e vinovat nimeni. În momentul ăsta nu pot decât să-l felicit pe Piedone și să spun bravo. Ești dintre cei care calcă în picioare tot. Am conștiința curată, știu că n-am nici și n-aveam ce să previn. Cum să previn la o populație și cu agenți? Credeți că eu m-am dus să-i măsor? Eu m-am dus dacă primarul, și țin minte aliteram, a fost eliberată autorizație. Bar, vânzare, băuturi alcoolice, locuri la mese, 80 de locuri la mese. Păi tu dacă bagi la tine în casă 100 de inși, vin primarul să te întrebe de ce ai luat foc în casă la tine cu 100 de inși? Corect. Hai sus cu el! Hai pe brațe! În incendiul din noaptea de 30 octombrie 2015 de la clubul colectiv, 27 de tineri au murit pe loc. Alți 37 s-au stins ulterior în diferite spitale de la noi sau din străinătate. Atenție la acte, când plecați cu copiii în vacanță, minorii pot ieși din țară doar în anumite condiții care sunt, vă spun imediat în jurnal. Frații Tate au ajuns astăzi din nou la Tribunalul București, au venit flancați de bodyguard și chiar dacă acuzațiile care li se aduc sunt extrem de grave, încercau să pară relaxați. Rechizitoriul are 370 de pagini, iar asupra lor planează acuzațiile de constituire de grup infracțional, trafic de persoane și viol. Decizia privind prelungirea arestului preventiv a fost însă amânată până vineri. Bărbatul care îmbrâncește jurnaliștii este Bogdan Stancu, fost ofițer al Direcției Generale de Protecție Internă din cadrul MAI, acum șeful securității fraților Tate. Cei doi au venit la tribunal înconjurați de bodyguards. Îmbrăcat în costum și cu un trabuc în mână, Tristan Tate a jucat cartea Nepăsării și a încercat parcă să ia fața mai cunoscutului său frate, controversatul influencer Andrew Tate. Andrew, are you a rapist? Andrew, are you a rapist?
Of course not. Don't ask me stupid questions, please. How much money did you make from exploiting women? Zero. Don't ask me silly questions. Întrebările stupide, așa cum le cataloghează Andrew Tate, sunt de fapt acuzații din dosarul în care este inculpat. Frații Tate au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane, grup infracțional organizat și viol. Dosarul se află acum în cameră preliminară, unde un judecător va decide dacă poate fi judecat pe fond sau va fi returnat procurorilor. Avocații au primit rechizitoriul. Câte pagini are rechizitoriul? 370. Sunt 370 de pagini în acest dosar, așa cum spuneați, dar tot dumneavoastră mai spuneați că acuzațiile nu sunt grave. Mă rog. Asta e opinia subiectivă a apărătorului inculpaților. Magistrații ar fi trebuit să decidă dacă prelungesc măsura arestului la domiciliu, dar au amânat răspunsul până pe 23 iunie. Frații Tate își doresc o măsură mai blândă. This is my home. I love this country. I'm going to stay here regardless, no matter what. And I look forward to being found innocent in the end of everything. So... Dacă li se va stabili că nu au voie să părăsească țara, cum au făcut-o și până acum, nu vor părăsi țara. Este foarte simplu. Dacă se vor ridica toate limitările de deplasare, atunci vor proceda cum vor considera necesar. Și la ieșirea din instanță, agenții de securitate au fost nedeslipiți de Andrew și Tristan Tate. Why do you need so much security? Cine? I don't need security. We have fans. You need them more than me. Tristan Tate a rostit și câteva cuvinte în română, ca apoi să spună că nu cunoaște limba. Sunteți în România! Întrebam în român! O să faceți contestație dacă... Idiot! They come here, they don't even speak the language! Procurorii acuză că frații Tate au atras în România fete cu promisiunea că vor fi iubitele lor, dar odată ajunse aici le-au exploatat sexual, prin intimidare, violență și supraveghere constantă. Magistrații din mai multe instanțe și parchete din țară, inclusiv DNA și Curtea de Apel, au început astăzi greva în semn de protest față de proiectul de modificare a pensiilor speciale. Vor bloca procesele și anchetele cu câteva excepții, cum ar fi cazurile penale sau cele care implică minori. Pentru că nu încetează activitatea complet, rămân la limita legii care le interzice greva generală. Tribunalul București și Curtea de Apel sunt doar două dintre marile instanțe care protestează față de proiectul de modificare a legislației pensiilor speciale. Pensia judecătorilor, de serviciu și nu specială, așa cum s-a afirmat în spațiul public, este consacrată în legislația națională încă din anul 1997, iar legiuitorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului și garanțiile de independență pe care acesta trebuie să le ofere, se arată într-un comunicat al Curții de Apel. Proiectul de lege prevede ca vârsta de pensionare să crească de la 50 la 60 de ani, iar cuantumul pensiei să fie calculat în funcție de veniturile din ultimii 25 de ani, față de ultimele 12 luni, ca în prezent. Magistrați din toată țara spun că sunt și alte lucruri care îi nemulțumesc. Cei care sunt născuți ca și vârstă biologică după anul 1975, niciodată până la 65 de ani nu ar îndeplini condiții de pensionare. În fiecare an n-ar îndeplini cerințele specifice din anexa respectivă. Am fost judecător timp de 36 de ani. Și acum ce pensie aveți? 15.000. 15.000. Dar bruto. Și net? Ar veni 13. Magistratura presupune pasiune, presupune studiu permanent, preocupare permanentă pentru studierea dosarelor, pentru redactarea hotărârilor. Ca să faci magistratura, trebuie să sacrifici viața, să sacrifici familia. Volumul mare de muncă și subdimensionarea sistemului sunt alte nemulțumiri pe care magistrații le reclamă. Nesiguranța aceasta de un an de zile a produs deja efecte devastatoare pentru sistem. Au plecat oameni care aveau experiență. Munca în instanțe nu a fost oprită de tot. De altfel, greva generală este interzisă magistraților prin lege. Ei judecă doar cazurile care sunt considerate urgențe. În materie penală vom judeca numai acele cauze urgente în care sunt implicați minorii, cauzele privind măsurile preventive, cauzele care sunt atribuite în competența judecătorului de drepturi și libertăți,
cauzele în care există riscul împlinirii prescripției în următoarele 6 luni. Protestul magistraților creează incertitudine printre avocați. Noi trebuie să ne prezentăm la termene, indiferent dacă este sau nu grevă. Adică nu poți să riști dosarul clientului. Această grevă este în defavoarea și a avocaților și în primul rând a justițiabilor. Întrucât se amând termene, clienții care angajează avocați pe termene și plătesc onorariu, automat ei sunt defavorizați că trebuie să plătească pentru fiecare termen. Protestul este pe o perioadă nedeterminată. E anchetă la Mamaia, acolo unde o femeie a murit după ce a căzut de la etajul 8 al hotelului în care era cazată. Turiștii au anunțat autoritățile, iar 2 ambulanțe smurte au ajuns imediat. Din păcate, n-au putut decât să constate decesul. Din primele informații, femeia s-ar fi sinucis. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Au fost scene greu de privit în fața hotelului din Mamaia, marți seara. Turiștii au asistat îngroziți de la ferestrele camerelor lor la desfășurarea de forțe de pe faleza stațiunii. În jurul orei 4, polițiști din cadrul poliției stațiunii Mamaia au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană s-ar fi aruncat de la etajul 8 al unui hotel din stațiunea Mamaia. Turista avea răni și leziuni foarte grave, spun medicii chemați de urgență la hotel. Victima era din Craiova și avea 48 de ani. Pompierii militari constanțeni au fost solicitați prin apel la numărul unic de urgență 112 să intervină în stațiunea Mamaia la o persoană căzută de la înălțime. Turista se cazase pe 17 iunie la hotel, iar la gestul extrem a recurs cu o noapte înainte de finalul sejurului pe litoral. A ales să-l încheie tragic și odată cu el și viața. Polițiștii care au intrat în camera ei și au făcut cercetarea la fața locului au găsit și un bilet pe care femeia l-a lăsat. În el își cerea scuze de la mama ei. Nu și-a motivat însă gestul extrem în niciun fel. Aici nu cred că a avut nicio problemă. Poate e o problemă personală. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum a avut loc tragedia. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au descins miercuri dimineață la 3 instituții publice. Este vorba de Inspectoratul General de Aviație din Ministerul de Interne, Școala Superioară de Aviație Civilă și Aeroportul Băneasa. Ancheta vizează suspiciuni de corupție în ceea ce privește efectuarea și decontarea lucrărilor de reparații și mentenanța unor aeronave din cadrul structurilor MAI, inclusiv elicoptere smurt. Potrivit DNA, faptele s-ar fi petrecut în perioada 2019-2023, iar prejudiciul total depășește 23 de milioane de lei. Alte 16 percheziții au avut loc în București și județul Ilfov la sediile mai multor companii și domiciliile unor persoane fizice. Mii de părinți din București fac nopți albe în fața grădinițelor, exact cum pe vremuri. Bunicii stăteau la cozi imense, dar la carne. Cu toții speră să prindă un loc la clasele de vară pentru copiilor. Numărul locurilor finanțate de primării la creșele și grădinițele de vară este limitat, așa că oamenii s-au călcat în picioare la porțile instituțiilor de învățământ. Sunt peste 30 de ani între primele imagini și cele de acum. Diferența pare a fi numai în culoare. Se adaugă motivul. Dacă înainte de 89 oamenii stăteau pe scăunele la cozi la lapte, brânză, ouă sau pâine, acum stau la locuri în grădinițe. Suntem în cartierul Ristor, la grădinița 88. E miercuri, ora 8, iar adunarea părinților a început acum 12 ore. V-ați organizat singuri, v-ați făcut listele singuri, dar seara de la ce oră? Da, seara de la ora 8 au fost oamenii, acei care au venit. Ce număr sunteți? 105-106. De când sunteți la coadă? Bună dimineața, de aseară de la 10. Și anul trecut a fost la fel și nu consider că este normal. Poarta grădiniței s-a deschis la 9 dimineața. Urmează momente de meci de rugby. Nu s-a anunțat nicăieri că se face o listă, da? Lumea nu a știut. Sute de părinți din sectorul 3 și-au luat concediu pentru a se așeza la această coadă. Unii dintre ei au stat aici și 12 ore pentru a avea garanția că își pot înscrie copiii la grădinițele de vară. Frustrarea a crescut după ce unele dosare au fost respinse. Ați venit pregătită cu tot cu scaunul, nu știați ce vă așteaptă. Da, pregătită, nemaipomenit, datorită primarului nostru. Eu nu am putut să-mi înscriu copilul, nu pot să merg la muncă la vară. De la cât sunteți aici? De la 9 seara.
Altă grădiniță, aceeași situație. Și la grădinița numărul 196, oamenii s-au pus la coadă de cu noaptea în cap pentru a fi siguri că prind unul dintre cele 100 și un pic de locuri pentru grădinița de vară. Robert Negoiță, primarul sectorului 3, a venit în mijlocul părinților nemulțumiți, dar a pasat responsabilitatea la inspectoratul școlar. Eu îmi cer scuze de situația asta. Știți bine că... Știți bine, sper eu, că primăria nu se mai ocupă de înscrieri cum făceam la creșă. Că noi la creșă făceam online. Da. Noi n-am făcut denorocirea asta niciodată. Inspectoratul a găsit repede vinovații, părinții. Dar nu-i cheamă nimeni de cu noaptea în cap, vă dați seama. Asta este o alegere a părintelui să vină și să considere că primul venit, primul servit. Este, dar ei se plâng că, fiind mai puține locuri, dacă nu vin și nu fac chestia asta, nu au nicio șansă să prindă unul dintre acele locuri. Da, este o părerea lor, dar nu lucrurile nu stau așa. Cele aproximativ 1500 de locuri disponibile în tot sectorul 3 s-au dovedit a fi insuficiente, chiar dacă primarul are o cu totul altă părere. Nu există copii în sectorul 3 câtă capacitate avem noi. Nu știu să vă răspund chiar la toate întrebările, dar vreau să vă asigur că cel mai important este că avem capacitate și nu refuzăm pe nimeni. Aproape 10.000 de locuri sunt disponibile la grădinițele de vară din tot Bucureștiul. Sectorul 6 se află pe primul loc cu peste 3.600 de locuri. Aveți grijă când ieșiți cu copiii din țară în vacanță. Minorii nu pot trece granița în orice condiții. Dacă nu respectați anumite reguli, puteți fi întorși din drum. Au pățit-o peste 400 de copii cu însoțitorii lor și asta numai în ultima lună, pentru că nu aveau actele necesare. Iată de ce anume aveți nevoie. Doar în ultima lună, autoritățile române au întors din drum peste 430 de copii, pentru că însoțitorii lor nu aveau actele necesare pentru a putea trece granița. Cel mai simplu este atunci când minorul este însoțit de părinți. Este nevoie doar de pașaport sau carte de identitate. Dacă părinții sunt divorțați, cel care vrea să-l ducă pe minor în străinătate are nevoie de un document în plus. Părintele însoțitor trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieșirea din țară. Sunt însă și cazuri în care copilul pleacă în vacanță în străinătate cu o altă persoană decât părinții. Acest lucru este posibil doar dacă... persoana însoțitoare prezintă o declarație a ambilor părinți sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului său legal. Însoțitorii minorilor, alții decât părinții, trebuie să prezinte la controlul de frontieră și certificatul de cazier judiciar. De la începutul anului și până în acest moment, numărul minorilor aflați în această situație a ajuns la aproape 1800. Foarte mulți sunt total nepregătiți, nu știu, nu se informează, ei cred că e o simplă formalitate. Ați aflat în situația să fiți întorși la frontieră? Nu, fiindcă cu actele omul trebuie să fie în regulă la frontieră. Nu știu exact ce acte am nevoie, dar cred că dacă aș căuta, aș putea să găsesc informația undeva. Detalii suplimentare privind condițiile de călătorie în străinătate ale cetățenilor români minori se găsesc pe pagina de internet a Poliției de Frontieră din România, secțiunea Călătoria Minorului. Polițiștii de frontieră spun că sezonul concediilor este de-abia la început și se așteaptă ca în perioada următoare numărul copiilor cărora le va fi întreruptă călătoria, care nu vor mai fi lăsați să iasă din țară din cauza lipsei documentelor legale, să crească. Pe de altă parte, însă, dacă România ar fi în Schengen, aceste documente nu ar mai fi necesare. Pentru Focus, de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. O explozie puternică a zguduit Parisul în această seară. 16 oameni au fost răniți, iar 9 sunt în stare gravă. Deflagrația s-a produs într-o clădire a cărei fațadă s-a și prăbușit pe șosea. Fumul gros a fost vizibil în tot orașul. Explozia a avut loc în centrul Parisului și a fost urmată de un incendiu puternic. La fața locului au ajuns zeci de echipaje de pompieri, salvări și poliție. Prioritatea a fost salvarea oamenilor prinși sub dărâmături sau afectați de suflu. 16 au ajuns la spital, iar 7 dintre ei sunt în stare critică, prezint arsuri severe. D'un coup, j'ai entendu un bruit énorme. Je me suis retourné vers le lieu du bruit. Et là, j'ai vu une boule de feu gigantesque, de 20 ou 30 mètres de haut. Ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit à la télé d'habitude. Et l'importance de l'explosion, j'ai été vachement secoué. J'ai encore les oreilles qui sont un peu bouchées.
Voilà, et en fait, je suis parti en courant directement. On était quelques-uns sur la place, donc à partir en courant. Din primele cercetări, se pare că totul s-a întâmplat din cauza unei acumulări de gaze. Ouais, ouais, carrément. Au moment où j'ai un peu pris mes esprits, effectivement, dans toute la rue, il y avait une odeur de gaz qui était vraiment... Une explosion, dirait des bombes ou quelque chose qui ont... Moi, je pense qu'il y a une voiture qui est entrée par là. Bah, tout est cassé, tout est explosé, tout est tombé. Et même si les caisses, les... là, c'est des boutiques que j'ai laissées ouvertes, j'ai même pas pris les clés, tout ça. Pour, je sais pas, les frigos, il est cassé, tout est cassé. Après, moi, j'ai sorti de moi. Et j'ai laissé comme ça, après je ne sais pas ce qui se passe derrière. Fațada clădirii s-a prăbușit pe stradă, iar fumul gros s-a ridicat la zeci de metri înălțime. În urma exploziei, gara Port Royal și o stație RRB au fost închise. Niciun tren nu mai intră în gară, iar oamenii care locuiesc în zonă nu se pot întoarce acasă până când nu va trece pericolul. Căutările submarinului Titan se intensifică, fiecare minut este vital, iar cei 5 pasageri mai au oxigen pentru mai puțin de 20 de ore. După interceptarea unor zgomote din adâncuri, mai multe nave au ajuns în Atlanticul de Nord și participă la căutări. Au venit din Canada și chiar Franța. Faptul că sunetul a fost totuși recepționat astăzi de un avion ar putea însemna că submersibilul este aproape de suprafață, spun experții. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Raza pe care se desfășoară căutările este uriașă, iar asta micșorează șansele de a găsi submersibilul. Since Sunday, the Coast Guard has coordinated search efforts with the US and Canadian Coast Guard, Air National Guard aircraft and the Polar Prince, which has searched a combined 7600 square miles, an area larger than the state of Connecticut. Atalante, o navă franceză echipată cu un submarin, s-a alăturat echipei internaționale de căutare, care cuprinde avioane, nave, submarine americane, britanice și canadiene. Imensa provocare este, desigur, aflarea zonei exacte din ocean în care este Titan. And also the search area is huge. I think I've heard one report saying they're trying to find a mine in a minefield. Vremea rea îngreunează și ea misiunea de căutare. We've had one of the worst springs on record. The worst spring since 1943, which of course is bad enough being on land. It's absolutely terrible being 600 kilometers off our shores. We're talking, you know, 12-foot waves, heavy fog, very difficult search and rescue conditions. Titan este supus la presiuni de peste 400 de atmosfere, adică pe fiecare centimetru pătrat al suprafeței submarinului există o presiune de 4000 de kilograme. Atât hublourile, cât și materialul exterior este extrem de important pentru că ele asigură supraviețuirea celor din interior. Există mai multe scenarii posibile, fie suprafața a cedat și în această situație există sau nu există nicio șansă de a găsi supraviețuitori, fie suprafața este în acest moment intactă, iar dacă este intactă, există încă o mică șansă ca supraviețuitorii să se afle în interior. Unii încă speră la o minune. Un cercetător marin, prieten de-al miliardarului aflat în submarin, Hamish Harding, nu și-a pierdut speranța. They would descending when the whatever happened, that's when they lost communications with it, and you know there is some hope that that could happen, and if they're alive in the sub and that could be done in the next day. Experții și foștii participanți la acest tip de expediție însă cred că șansele de a găsi pe cei cinci în viață sunt aproape nule. I think they may be stuck at the bottom of the ocean, perhaps there was a breach and water came in. I'm not very optimistic for their return, but you know, it's a cliche, but it's true. If this is the end for them, they went out doing something they loved. Riscurile unei astfel de expediții nu ar fi fost luate în calcul de OceanGate, compania organizatoare, spune fostul director tehnic. Potrivit acestuia, Titan ar suporta o scufundare de până la 1300 de metri, dar a coborât până la 4000. Fostul director tehnic al OceanGate ar fi fost concediat atunci când ar fi atras atenția asupra acestor pericole. Aceasta este prima expediție din 2023 a lui Titan. Încă trei au fost amânate din cauza vremii. Duminică, submersibilul a plecat la drum cu întârziere. La o oră și 45 de minute de la plecare, nava pilot a pierdut conexiunea cu submarinul. Căutările au început încă de atunci.
Cel mai titrat alpinist român din toate timpurile, timișoreanul Horea Colibășanu, se pregătește să cucerească cel de-al 10-lea vârf de peste 8.000 de metri. Road Peak, ca de fiecare dată, românul va încerca să urce muntele fără oxigen suplimentar și fără cărăuși. Anul acesta el a fost primul român care a cucerit al 3-lea și cel mai periculos vârf din lume, unde mortalitatea ajunge la 30% în rândul alpiniștilor. Suntem aproape pe vârf, după 14 ore jumate de efort. Acolo este vârful. Să merg mai mult de 10 pași. A fost probabil cea mai grea ascensiune pe care am. Așa se încheia anul trecut expediția alpinistului timișorean pe Kangchenjunga. Astfel, Horia Colibășanu devenea primul român care a reușit să cucerească, în mai puțin de două decenii, 9 dintre cele mai înalte vârfuri ale lumii. Anul acesta, cățărătorul bănățean vrea să ajungă pe cel de-al 10-lea vârf de peste 8.000 de metri. Denumit în trecut K3, iar acum Broad Peak, muntele este la granița dintre Pakistan și China, în apropiere de K2, al doilea vârf de pe Terra cucerit de alpinistul timișorean încă din 2004. Este un munte aflat în nordul Pakistanului, unde vremea nu este foarte prielnică de obicei și are o zonă cu crevase unde trebuie să fii atent, iar ultima parte, ultimele sute de metri spre vârf, prezintă o creastă destul de ascuțită pe care trebuie să o parcurgi cu mare grijă. Temperatura pe zona de urcare, de la tabăra de bază, de la 5.000 de metri și până pe vârf, scade constant și poate ajunge și la -20, -30 de grade Celsius. De data aceasta, alpinistul timișorean spune că va alege o rută clasică și va încerca să se alăture unui grup de alpiniști germani și americani. Accesul până la tabăra de bază nu este unul foarte simplu. Horia Colibășanu va pleca din București duminică spre Islamabad, în Pakistan, iar de acolo va străbate Karakorum Highway, parte din fostul drum al mătăsii. Vor fi 10 zile de la ultima șosea până în tabăra de bază și apoi aclimatizarea de cam 2 săptămâni. Eu am calculat că sunt necesare măcar 2 săptămâni în Karakorum pentru a aștepta ziua de vreme bună în condițiile de vreme de acolo în Himalaya, Nepal. Poate și o săptămână ajunge, aici minim 2 săptămâni. Chiar dacă Broad Peak este considerat unul dintre cei mai ușor opmiari, și acesta își cere în fiecare an tributul, procentul de mortalitate în rândul alpiniștilor fiind însă mai mic decât cel de pe K2 sau Kangchenjunga. Mă dor toate, cât o capul, buzele. Cred că cea mai devastantă dimineața. În general, pe vârfurile în jurul 8.000, spre diferență de cele în jurul lui 8500, este o diferență foarte mare. Probabil că aici nu este mai mare de 10-12%. Horia Colibășanu, care este de meserie stomatolog, a început cucerirea munților de peste 8.000 de metri la vârsta de doar 27 de ani, iar primul vârf a fost și cel cu rata de mortalitate cea mai mare. Bănățeanul este singurul român care a reușit să urce pe 4 dintre cei mai periculoși opmiari, K2, Kangchenjunga, Annapurna și Daulairi. Iar toate ascensiunile lui sunt în stilul alpinismului pur, fără șerpași și fără oxigen suplimentar. Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de jurnalistul și realizatorul emisiunii Insider Politic, colegul meu Sebastian Zacman. Bună seara, Sebastian! Bună seara. Începem cu știrea zilei. Cristian Popescu Piedone este liber. După un an și jumătate de închisoare, vrea să se reîntoarcă la primăria sectorului 5. Nu doar vrea, el este deja cu un picior înapoi în primăria sectorului 5 și aici trebuie să vorbim mai întâi despre fundația putredă pe care se construiește justiția română. În cazul domnului Piedone avem 3 sentințe. Una spune așa, 8 ani și jumătate de închisoare, deci vinovat de-a dreptul. Nu avem de ce să umblăm cu jumătăți de măsură când o persoană primește 8 ani și jumătate de închisoare condiționare. E ceva foarte grav și sunt probe concludente în acest sens, cel puțin asta presupunem. A doua instanță i-a redus brusc pedeapsa la 4 ani. Bun, și acolo s-au pierdut pe drum. Da, 4 ani totuși ani. Cu executare înseamnă la fel o gravitate a faptei, da? O gravitate consistentă. Iar a treia instanță, sigur, obținută pe o cale excepțională, vine și spune fapta nu există.
0 zile de închisoare. Păi cum într-un interval de un an, 2 ani, un interval relativ scurt, atenție, în timp în care nu a intervenit nicio decizie a Curții Constituționale, cum s-a mai întâmplat în alte cazuri celebre, nu s-a schimbat codul penal sau codul de procedură penală, nu s-au schimbat legile justiției în Parlament care să afecteze direct cauza. Deci în 2 ani de liniște vedem că o sentință poate să plece de la un prag maximal de 8 ani și jumătate și cu executare ajungă. Și să ajungă la zero, la fapta nu există. Deci cum niște judecători din țara asta pot să vadă în același timp că fapta e foarte gravă și că ea există și în același timp că fapta nu există, deci condamnarea trebuie lovită de nulitate. Bun, cine analizează nimeni, aceste tocmai. Hotărâri ale magistraților? Nimeni. Există un organism suprem, CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, care nu vede ce se întâmplă? Care se face că nu vede ce se întâmplă, pentru că magistrații nu prea pot fi pedepsiți. Asta se întâmplă de fapt în sunt realitate. Sunt un fel de Dumnezeu. Sunt un fel de Dumnezeu și pe de o parte teoretic e bine, pentru că nu pot fi atinși de politicieni sau de alte persoane dar cu interese. Dar pe de altă parte, pe de altă parte, această intangibilitate a lor, iată, poate să nască decizii nu doar controversate, ci de-a dreptul monștri juridici. Pentru că în cazul domnului Piedone, asta se întâmplă. Plus, să ne punem puțin și în pielea lui. Ce știe cetățeanul Piedone acum ajuns în fața justiției române? Sau putem să-i dăm numele la o parte. Cetățeanul P, da? Ajuns în fața a trei tribunale, a trei instanțe. În prima instanță primește 8 ani și jumătate, apoi 4, apoi nu este vinovat. Deci care e decizia la care ne raportăm totuși? Sigur, ultima decizie e cea mai importantă din punct de vedere juridic, însă există și o morală publică, există și o moralitate a deciziei și o etică deontologică și atunci unde ne situăm noi pe această scară a adevărului? Mai aproape de 8 ani și 6 luni cu executare sau mai aproape de fapta nu există? Ei bine, la aceste răspunsuri ar trebui totuși, la aceste întrebări, ar trebui totuși să răspundă șefa CSM, șefa înaltei curți de casație și justiție, ministrul justiției, pentru că avem sigur separația puterilor în stat, dar și puterea politică și puterea judecătorească conlucrează. Ce crezi că ar putea să răspundă? E nevoie aici de un răspuns din partea CSM. Însă CSM e puțin ocupat cu anchete când vine vorba despre judecători incomozi, pentru că nu avem doar lichele, da, uscăciuni în sistemul juridic. Nu vreau să generalizez. Există judecători profesioniști care își fac treaba impecabil, dar există și astfel de oameni care decid după bunul plac, pentru că un judecător poate să spună acum că este soare afară, deși suntem în beznă, da? În plină beznă, ceea ce se întâmplă, această beznă o vedem din păcate. Judecători care nu vor plăti niciodată. Nu vor plăti niciodată și mai mult, ei ies la pensie foarte repede. Până 20 de ani, după 20 de ani de vechime, poți să ieși la pensie nu doar liniștit, ci și cu o pensie specială mai mult decât îndestulătoare. Deci o pensie medie în România este undeva la 2000 de lei. Ei bine, o pensie în rândul magistraților este de 10 ori mai mare, este 20.000 de lei. Aveam și exemple de pensii care se ridicau la 17.000 de euro, nu de lei, lunar. Sigur, au fost rezolvate pe cale naturală, au murit acele persoane. Dar oricum, există foști judecători, foști magistrați în România de astăzi, care au doar 40 și ceva, 50 de anișori, deci sunt în plină putere de muncă și care au să muncească și care au pensii de 50.000 de lei, deci 10.000 de euro. E o totală inechitate. Și văd că exact în aceste zile, când vedem astfel de sentințe, în paralel observăm o grevă a magistraților. Sigur, ei din punct de vedere legal nu au voie să facă grevă, dar bineînțeles că sunt juriști și jonglează cu legea. Găsesc tot felul de tertipuri juridice și administrative ca să nu-și facă treaba, deși sunt plătiți regește, au salarii de faraoni, la care se mai adaugă și pensii speciale. Și nu vor, țin cu tot din adinsul, de aceste pensii speciale care sunt total nedrepte. Deci oamenii care ar trebui să împartă dreptatea în România, acum se complac în a-și apăra nedreptatea. Pentru că pensiile speciale, asta înseamnă o nedreptate totală la adresa tuturor oamenilor care au muncit și care s-au spetit în această țară.
pensiile speciale pentru magistrați și nu doar pentru ei, sunt 7 categorii de pensii speciale, înseamnă că toți suntem egali, dar unii sunt mai egali decât noi. Ca sau să mai ne presus de lege. Da, ca să ne întoarcem la utopiile din anii... Bun, cum crezi că se va încheia protestul magistraților? Vor obține ce-și doresc? Da, eu cred că se vor obține ce-și doresc, pentru că politicienii noștri se simt vulnerabili de fiecare dată când discută cu magistrații. Oare de ce? Simt că la mai devreme sau mai târziu se poți ajungă în fața unui judecător sau în fața pe mâna unui procuror și atunci... Contează de la 8 la 4. Exact, și atunci contează foarte mult cât atenție i-ai dat acestei categorii sociale. Și există niște negocieri foarte dure. Vedem, CSM vine cu niște pseudo-argumente, vine cu o rușine de logică, cu o logică contorsionată, întoarsă cu susul în jos, spunând că nu le arătăm respect. Deci noi care le plătim pensii speciale, salarii supraomenești, tot noi suntem de vină. Tot noi nu le arătăm respect acelor magistrați, pentru că vrem nu doar să le tăiem cu totul pensia specială, să mai diminuăm un pic. Deci să nu mai aibă o pensie mai mare decât salariul. Mai mare decât salariul. Asta nu se întâmplă nicăieri în această lume. În acest glob, pe acest glob, nu există țară care să le ofere magistraților sau altor categorii sociale pensii mai mari decât salariul. Există România. Da, și România. Trăim aici și asta e viața. Ce vedem la Insider Politic? Rareș Bogdan, pe scurt, liderul PNL, unul dintre liderii PNL vine la Insider Politic, critică guvernul pe care l-a susținut, guvernul propriului partid, guvernul Ciucă. Iată, a trecut doar o săptămână de la rotativa guvernamentală și deja scot curții unii liberali. Vorbesc cu Rareș Bogdan și despre profesori, părinții săi fiind profesori, despre această grevă a magistraților și de ce PNL s-a dus cu eșalonul 2 în guvern, dacă cântă deja liberalii prohodul acestui executiv, Marcel Ciolacu. Suntem cu ochii pe tine, sâmbătă, ora 12. Mulțumesc, Sebastian Zachman. O familie din Marea Britanie a ajuns să fie asaltată de oameni după un simplu anunț. Caută bonă pentru câini. Salarul este o avere. Despre ce sumă exorbitantă vorbim, vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Un anunț pentru un post de îngrijitor de câini a devenit viral pe internet și asta pentru că salariul este unul exorbitant. 127.000 de dolari pe an este dispus o familie să ofere celui care va deveni bona câinilor lor. Familia este stabilită în Marea Britanie, iar viitorul angajat trebuie să aibă experiență în acest domeniu și să se asigure că cei doi câini ai familiei sunt îngrijiți la cel mai înalt nivel. Până acum, peste 400 de persoane au aplicat la acest job. Vorbim acum despre vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Roxana Gheorghean. Bună seara, Roxana. Te ascultăm. Bună seara, Ioana. Bun găsit tuturor. În vestul, centrul și nordul Europei, precum și în partea central-estică, cerul va avea înorări și va ploua. În restul continentului, vremea va fi frumoasă. Vântul va fi activ, însă va avea ușoare intensificări în vestul și nordul continentului. Temperaturile vor crește ușor în sud-vest și în nord, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La Chișinău se anunță vreme frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, iar maximele se vor situa în jurul valorii de 31 de grade. La noi în țară, mâine, vremea va fi călduroasă, iar în vest și în sud-vest, disconfortul termic va fi în creștere, cerul va fi variabil, cu unorări averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania și Maramureș și pe arii mai restrânse în Oltenia, Crișana și nord-vestul Munteniei. Maximele se vor situa între 26 și 33 de grade. În București continuă să se încălzească, mâine vor fi 32 de grade. Vineri, termometrele vor indica o maximă de 34 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Sâmbătă, vremea va fi în continuare călduroasă, însă spre seară sunt anunțate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Maxima se va opri pe la 35 de grade. Și la munte se mai încălzește, cerul va fi variabil, cu înorări, averse și descărcări electrice, în special după amiaza și seara. Pe litoral va predomina vremea frumoasă și caldă, după amiază vor fi posibile averse și descărcări electrice. Maximele se vor situa între 25 și 27 de grade, iar apa mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte liniștită, numai bine! Ioana?
Roxana, mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară tot aici la Focus de la ora 22. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi.